Salutare prieteni! În episodul de astăzi am să vă prezint o trusă de lipit Pexal. Această trusă am cumpărat-o de la un depozit și am dat 180 de lei pe ea. Cam așa arată, nu este foarte, foarte performantă, dar am fix două țevi de lipit și am zis să îmi cumpăr o astfel de unealtă, pentru că nu se știe niciodată când am nevoie de ea. Și haideți să vă prezint și vouă. Cam așa arată. Asta este firma Made în Turcia. Și haideți să vedem ce avem înăuntru. Să rupem sigiliul de aici. Și să desfacem cutia. Oameni buni, cam așa arată plita. Deci cam așa arată, unii o numesc plită și așa am să zic și eu, dar este trusă de lipit pentru Pexal, țevile acelea albe de Pexal. Aici avem mărimile, acele diametre, în funcție de diametru Pexalului, noi punem în acest pistol, îi dăm drumul. Aici avem și în funcție de intensitate 50, 100, 150, 200, 250. Aici avem un suport. Acesta este suportul și atunci când lucrăm cu ea sau o lăsăm să se încălzească, efectiv o fixăm în acest suport și o lăsăm să se încălzească sau dacă avem treabă. Deci, oameni buni, cam așa arată. Și aceste mărimi le montăm aici. Imediat am să vă arăt și cum vin montate. Noi avem aici un imbus și un manual de utilizare. În engleză. Garanția 2 ani de zile. Și aici pe spate mai avem și alte unelte. Fabricate de această firmă. Acum, haideți să vă arăt și cum vin aceste aceste șabloane care cu ajutorul lor fixăm, adică topim acea țeavă de Pexal. Deci, ea vine montată așa. Desfacem acest șurub, după care le punem una într-o parte, una într-o parte și le prindem în acest șurub. Și putem să le strângem cu mâna sau cu imbusul care îl avem întrusă. Cu acesta. Și atunci când dorim să lipim acel Pexal, o țeava intră în marginea asta, partea asta, iar interiorul țevii va intra aici. Și când se topește, atunci scoatem acel Pexal și îl unim. Țeava de Pexal cu diferite mufe de legătură, teuri,
mai știu eu, ce mai aveți pe acolo prin instalație de lipit, pe la instalație. Și cam așa arată, oameni buni. Nu este ceva ieșit din comun. Imediat am să vă arăt. Și cum vine pusă. Vedeți? Avem această mufă și o punem aici când este această unealtă fierbinte, încălzită bine, și mufa o băgăm aici unde este partea asta mai subțire, iar țeava de pexal o băgăm aici și apăsăm pe ea până se topește, după care le scoatem și le unim. Cam așa vine montat, cam așa se lucrează cu această plită de încălzit, cum îi se mai spune. Și eu am fix două mufe din astea de lipit. Și n-am găsit și eu o astfel de plită pe la cineva, să nu mai dau banii pe ea, dar am zis că dacă tot am luat-o, o să o țin mult și bine și nu am să mai cer la nimeni. Oameni buni, cam asta a fost. Cam așa arată. Dacă sunteți și voi interesați să cumpărați, sper că v-ați făcut o mică idee. Și cam acesta ar fi produsul. Oameni buni, cam asta a fost. Sper că v-am fost de folos și ne auzim la următorul tutorial.